Învățământul dual începe să prindă contur în Olt după înființarea a 5 astfel de clase în care sunt școlarizați elevi pentru firmele de pe platforma industrială a Slatinei. Începând din toamnă vom avea clase de dual și la Caracal și Balș. Pentru anul școlar următor avem propuse pe învățământ profesional de stat 21 de clase și pe învățământ profesional dual 7 clase. Am realizat ceea ce ne-am dorit de mult, extinderea învățământului profesional dual la Caracal și la Balș. La Balș 2 clase, la Caracal o clasă. Dacă până acum școlarizau doar pentru firmele din Olt, din toamnă vor pregăti elevi pentru personal la o firmă din Dolj. Având în vedere condițiile materiale pe care și logistice pe care școlile și din județul Olt le au, ei au văzut că școlile sunt dotate, au cele trebuie, au personal calificat și au zis, facem cu Oltul. Elevii care aleg să se înscrie la învățământul dual au mai multe avantaje. Pe lângă cele financiare, elevii pot să urmeze cursurile liceale, chiar și mai departe, studiile universitare. Învățământul profesional dual are dublă subordonare, Ministerul Educației și operatorul economic care și-a exprimat dorința de a forma elevi în învățământul profesional dual. Și operatorul economic care a solicitat acest tip de învățământ oferă încă, legislația așa prevede, oferă și ei 200 de lei lunar, deci elevii de la dual vor beneficia de o bursă de 400 de lei pe lună și majoritatea, deci aproape toți operatorii economici care și-au exprimat dorința de a școlariza în învățământ profesional dual, oferă și alte avantaje. De la an la an, reprezentanții firmelor solicită pregătirea elevilor pentru diverse meserii. Solicitarea de școlarizare, avem câteva solicitări aici și vi le dau citire, strungar, frezor, rabotor, mortezor, sculer, matrițer, operator la mașini cu comandă numerică, lăcătuș, mecanic, prestări, servicii, electrician, exploatare, joasă, tensiune, electronist, aparate și echipamente, mecanic, utilaje și instalații industriale, electronist, aparate și echipamente. Admiterea pentru aceste clase se va face după condițiile impuse de operatorul economic care a solicitat înființarea clasei respective. Clasele de învățământ dual au fost înființate la solicitarea operatorilor economici care de an bun se confruntă cu o scădere a forței de muncă bine pregătită. Astfel, fiecare operator economic poate semna un contract cu liceele tehnice în baza căruia timp de 3 ani vor fi școlarizați elevii pentru meseriile solicitate. La final, cei mai buni vor semna contracte de angajare cu operatorul respectiv.